Bună ziua și bine v-am găsit. Eu sunt Vlad, galerul Lădăs Cristian. Să știți la numerele astea de telefon bântuite, unele există, unele nu există. Adică 666 de 3 de 6 nu există. Am sunat și zice că numărul nu știu cum. Până am sunat la 888, n-a răspuns nimeni. Până la 3888, 3 de 8, n-a răspuns nici ăla, la nimeni. Dar la altul număr de telefon, de pe YouTube, 079 de 8. Și a răspuns cineva. Adică mi-a dat prima oară că nu poate să răspundă, că n-are telefonul la el. Și până că am sunat într-o noapte și a răspuns, chiar vă spun că a răspuns, deci suna, nu glumesc. Și a răspuns, dar nu știu cine era, că eu am închis repede telefon. O să încerc să mai sun pe numărul ăsta și dacă se întâmplă ceva cu mine, n-am ce să vă zic. Dacă o să fiu bântuit. Unele numere sunt bântuite, pe cuvânt. Dar e forță că astea cu 6-6, că se deschide ușile sau că stinge luminile, am văzut mulți. Nu, dar mai mult îmi place și de Jimmy, deci mă uit la poveștile lui Jimmy. Dar nu, bă, pe cuvânt, am sunat la 079 de 8 și mi-a răspuns, chiar vă spun, că prima oară nu vă răspunde. Dacă încercați a doua sau a treia zi, vă răspunde cineva. Pe cuvânt. Pe mine așa am încercat și mi-a ieșit. Chiar vă spun că mi-a ieșit, nu glumesc deloc. Nu știu acum la cine a fi sunat. Iar de mama zice că e dracu, băi, dracu. Dar nu cred că e dracu. Bine, vă salut și poate mai ne întâlnim. Share! Pa, da, pa, da, pa, pa, pa. Sunt Galerul Lădăs Cristian și dacă vă place episodul acesta, dați un like, bușiți-l, cât mai tare, în perete. La revedere, fanilor, ciolule!